Dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un haul de cumpărături de la un magazin local și am plasat o comandă pe Nala. Cei de la Nala au avut până pe 8 martie o super ofertă. Dacă achiziționai 3 geluri de duș, primeai încă 3 gratuite, așa că am profitat și eu de ofertă. Și o să încep cu cumpărăturile de la magazinul local. În primul rând vreau să încep cu această frumoasă cutie de șervețele. Sunt 120 de bucăți și sunt în două straturi. Sinceră să fiu, eu am luat-o mai mult pentru cutiuță. Mi-a plăcut foarte mult. Au costat 4,90 lei. Tot de la același magazin am găsit o vază. Este roșie. Pe cameră văd că se vede portocalie. Dar nu, este roșu-roșu. Este micuță, aș putea spune, dar suficientă pentru ce îmi trebuie mie. A costat 11,90 lei. Am mai cumpărat și un suport pentru lumânare. Imediat o să-l desfac, să vi-l arăt. Este din sticlă. Cam așa vine el. Dar eu mă gândeam în interior să bag câteva pietricele și deasupra am cumpărat de la același magazin un nufăr. Să-l pun ceva de genul. Eu zic că ar da foarte bine, dar o să văd până la urmă ce o să fac și cum o să-l aranjez. Dar oricum îmi place foarte mult. Mai departe. Bineînțeles că nu se putea. Am cumpărat și câteva fire de la Lele și un mănuc de garofițe. Olalea a costat 3,90 lei, iar buchetelul acesta a costat 7,90 lei. Și mi-au plăcut foarte mult. Este din catifea. Am mai cumpărat și două uleiuri esențiale de la Aroma Land, Freze și Regina Nopții. Ele văd că sunt pe numere 18 și 45. Și am găsit un parfum, se numește Shilmina. Nu am auzit de el. Deocamdată nu știu ce să vă zic despre acest parfum, dar cu siguranță o să caut și o să revin cu păreri despre el. Dar mi-a plăcut foarte mult cutiuța și sticluța arată așa. Este superbă. Miroase foarte bine. Nu se simte alcool. Că văd că scrie că are și alcool, conține 45% alcool, dar să știți că nu se simte deloc. Aș putea spune că este un parfum perfect pentru primăvară-vară. Oricum, o să revin cu păreri despre el. La Penny am găsit două ghivecele mici, sunt plante artificiale, au costat 7 lei fiecare. Am luat unul pe alb și unul pe negru. Tot de la Penny mi-am recumpărat loțiunea micelară de la Elmi Plant, Skin Moisture. Eu am mai avut-o și mi-a plăcut foarte mult. Și am găsit, n-am luat niciodată săpunuri lichide de la Today, de la Penny, și am zis să le încerc și eu. Am luat unul cu migdale și lapte
Și celălalt este cu lime și grefe. Și bineînțeles că am dat o fugă și prin Lidl, că nu se putea. Și am găsit tot două săpunuri lichide de la Sien. Cred că sunt în ediție limitată. Unul este cu pere, iar celălalt este cu mere și fructe de pădure. Mai era încă o variantă, cred că cu lavandă, dar eu nu prea mă împac bine cu lavandă, așa că nu l-am cumpărat. Și am mai găsit un suport în formă de elefant pentru aromaterapie. Acesta a costat 13,90 lei. Și mi-a plăcut foarte mult. Am mai găsit și o tavă. Este aurie. Am luat-o pentru decorațiuni. Nu știu ce o să fac cu ea, dar o să văd. Și mai am încă un trandafir gold ros cu aur de 24 de carate, așa spun ei. Trandafir de aur 24 de carate cu suport love. Imediat o să-l desfac să vi-l arăt. Cam așa vine el în cutiuță. Așa arată și trandafirul. Și bineînțeles că vine și cu suportul. O să dea bine pe măsuța de toaletă. Și cam astea au fost cumpărăturile din magazinul local. Acum o să trec la cumpărăturile din Nala, de la Nala. Este o cutiuță destul de mică. Ele vin foarte bine ambalate. Cam așa. Și cum vă spuneam, dacă achiziționai 3 geluri de duș, primeai încă 3 gratuite. Bineînțeles că am avut și transportul gratuit. Am unul cu zmeură și vanilie. Mie îmi plac produsele de la Nala. Unul cu nucă de cocos și vanilie. Portocală și migdale. Mure, cafea, abia aștept să le pun la baie și mai am aici unul cu liliac. Și dacă tot era ofertă la crema de față pentru tenul gras, așa că am zis să o cumpăr și eu, este cu gălbenele și aloe vera. Nu am încercat niciodată nicio cremă de față de la Nala. Este prima dată, dar cu siguranță o să revin cu păreri despre ea. Și am mai cumpărat un exfoliant facial delicat. Conține kiwi, ulei de măsline, ulei de mușcată și infuzie de ceai verde. Și acestea au fost la oferte, așa că am profitat și eu și le-am recumpărat. De fapt, acesta l-am recumpărat, că l-am mai avut. Și da, dragilor, acesta a fost și haul-ul de cumpărături. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și vreau să vă reamintesc că încă este valabil concursul de pe Instagram până pe 15 martie. Succes tuturor! Vă pup!